Să fie binecuvântat Domnul și Dumnezeul nostru de noi și de toată oștirea cerească pentru vecii vecilor. Amin. Și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și chiar dacă acum trebuie să stăm așa răsfirați, fie ca în duhurile noastre să fim una. Amin. Și să fim una cu Duhul lui Dumnezeu, așa cum ne-a rugat să putem pricepe cel scrise Amin. În a doua Tesaloniceni, capitolul 2, este un text profetic în care, așa cum scrie în versetul 1, ni se vorbește despre venirea Domnului. Avem câteva expresii în Scripturi consacrate pentru vremea aceea. Ziua de apoi, ziua Domnului, vremea sfârșitului. Ce evenimente prevede Cartea Sfântă pentru sfârșitul veacului? Hai să dăm un titlu, să fie ușor de ținut minte. Evenimente și atitudini la sfârșitul acestui veac. Cum știți, între noi, în mod primar, un veac înseamnă 100 de ani. Și Scriptura vorbește și în felul acesta când zice Pavel de veacurile trecute, că trecuseră sute de ani. Dar cuvântul veac în Scriptură se referă și la toată istoria omului de pe acest pământ. Și Scriptura scrie de veacul acesta și de veacul viitor. O, să ne facă Domnul parte de acel veac viitor. Apare și pluralul uneori în Efeseni, zice în veacurile viitoare. Pentru că dacă veacul acesta a avut câteva veacuri, câteva sute de ani, 6.000 de ani, câte sute de ani vor fi în veacul viitor? Așa că pe drept putem spune de veacurile viitoare. Aș vrea să privim mai întâi la participanții acelor vremuri, sau am putea spune a acestor vremuri. În primul rând, îl avem pe Dumnezeu, care din veșnicie în veșnicie slăvit să-i fie numele. Va fi în vremea aceea activ. În textul nostru, citim ce scrie despre Dumnezeu. Versetul 11 a fost citat de altfel. Dumnezeu va face atunci o lucrare, de fapt o va îngădui. Spune Scriptura, dăm o fugă până în cartea Apocalipsei, la 17:17, zice așa, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui. Deci vorbind despre participanți, mai întâi e corect să amintim de Dumnezeu Tatăl, la căruia este planul. Gândit în veșnicia trecută, este în curs de desfășurare și desăvârșit în intrarea în veșnicia viitoare. Dar Dumnezeu și-a angajat în lucrare pe toți asociații Săi. Și cum spunea Domnul Iisus, Ioan capitolul 5, Tatăl lucrează și eu de asemenea lucrez. Ce face Domnul Iisus atunci? Ne întoarcem la textul nostru. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Are de făcut ceva foarte important până atunci, dar în mod deosebit atunci. Are de efectuat două mari lucrări. Citesc în capitolul 1 aceleași epistole, de la versetul 6. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează, să dea întristare unor, auziți, și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui. Iată cum se va prezenta într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Ăștia cei de afară care nu cunosc, dar li se atașează încă unii, cei ce nu ascultă
de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și fac aici o mică digresiune pentru a adăuga ceva din Matei 13, asta ca o avertizare pentru noi, că focul în ziua aceea nu va veni numai pentru lume, va arde și o parte din poporul lui Dumnezeu, nominal vorbind. Matei 13:41, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge în împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de lege. Cei mai mari pricini pot să fie cei dinăuntru, să ne păzească Domnul și să nu împărtășim soarta celor de afară. Cum zice și la 1 Corinteni, capitolul 11, să nu fim osândiți odată cu lumea, să fie osândită numai lumea. Dumnezeu n-ar vrea să osândească nici lumea, că a trimis pe Fiul să o mântuiască. Iadul, focul e pregătit numai pentru diavolul și îngerii lui. Dar lumea se duce tot cu ei și cei dintre noi care nu vor fi găsiți credincioși cu adevărat, vor împărtăși aceeași soartă. Ne întoarcem la 2 Tesaloniceni 1 și citim mai departe de la versetul 9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Deci când Domnul vine, pierzarea e veșnică. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi. Și acum atenție la cuvintele ce urmează, că astea au sens mare. Și privit cu uimire. În toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea lui Dumnezeu. Deci Domnul când vine, aduce pentru unii odihnă și pentru alții întristare. Întristarea adusă va fi foarte mare, foarte dură, am putea spune, va trebui să intervină Domnul. Pentru că scrie aici în versetul 8 că acel nelejuit despre care vorbim imediat, Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Asta va face Domnul pentru că, așa cum spune și în Evanghelia după Ioan, Tatăl nu judecă pe nimeni, toată judecata a dat-o Fiului. În El este mântuirea, prin El se execută judecata. Ori. Asta spune și în Apocalipsa, la capitolul 6. Știți, unii cred că Dumnezeul Vechiului Testament era foarte dur și Domnul Iisus al nostru este un păstor blând și atâta tot. Apocalipsa 6, versetul 15, împărații pământului, domnitorii, căpetenii oștirilor, bogați, toți, s-au ascuns în peșteri, în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi să ne ascundeți de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare. Da, așadar, Tatăl are un plan, Domnul Iisus este cel ce îl execută. Să privim la alți participanți de aici. Am amintit oarecum întreagăt pe îngeri. Aș vrea să îl observăm pe Satana în peisaj, versetul 9. Arătarea acelui om al fără de legii se va face prin puterea Satanei. Apocalipsa, capitolul 13. Versetul 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, o ciudățenie de fiară. Atenție, Balaur i-a dat puterea lui. Și ce i-a mai dat? Scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Și diavolul va conferi acelui nelegiuit toată puterea sa. Și după înțelegerea mea, puterea diavolului în vremea aceea din urmă va fi mult mai mare ca până
atunci. Pe de o parte, prin ceea ce îi se dă să facă, prin libertatea care îi se oferă, cum spune versetul 4, și a început să închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiare, și pe de altă parte pentru că, scrie în Apocalipsa 9, că din îngerii aceia care sunt în adânc, o parte din ei vor fi eliberați. Și armata diavolului va fi mai numeroasă. Posibil, spun posibil, acei îngeri să fie mai răi și mai puternici decât cei care sunt acum activi. Că nu îți lăsați liberi cei tari și nu să arestați cei mititei. Apocalipsa 9. Versetul 2. S-a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Sunt și acum duhuri în văzduh, ale răutății, căpetenii, domnii, cum scrie în Efeseni 6. Da, să vedeți ce întunecat e văzduhul aici. Când forțele demonice vor fi mult mai puternice și vor lucra. Cum spune și în versetele următoare, sunt niște comparații foarte grele, lăcuste, scorpioni, nenorociri cum n-au mai fost, pentru că scrie în 8, cu ultimul verset din 8. Vai, vai de locuitorii pământului din pricina celor te sune, tâmpiți acelor trei îngeri care au să mai sune. Ma, pe de o parte e vai pentru că lucrarea diavolului va fi de o anvergură sporită și pe de altă parte pentru că Domnul va interveni și va lovi cu urgiile sale. Trecem mai departe la prezentarea personajelor participante la ultimul episod acestui pământ, deci Dumnezeu, Domnul Iisus, ungerii, Satana într-o colaborare fără precedent și foarte sporită, se va concentra asupra pământului, aici a devenit teatru, scrie în Apocalipsa 12, nu ne ducem pe acolo, că războiul din cer a liniștit lucrurile acolo și tot frontul se coboară aici. Vai de voi, pământ și mare! Ne oprim la acest nelejuit, scrie în versetul 3. Nimeni să nu vă apăgească în vreun chip că nu-și va veni înainte a fi lepădarea decât de a se descoperi omul fără de legi. Vreau să vi-l prezint în descrierile profetului Daniel în mod deosebit, dar întâi citim de aici. Deci este numit întâi omul fără de legi, ceea ce înseamnă omul păcatului. Fiul pierzării. Asta înseamnă fără șansă de mântuire. Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul Dumnezeu și nu se drept Dumnezeu. Știți că diavolul a cerut ca Domnul Iisus să-i se închine. Și acum când nelejuitul ăsta primește puterea satanei și scaunul de domnie, intră în el exact aceleași dorințe ce le are diavolul și pretinde închinare. Vrea să surpe locul lui Dumnezeu. De aceea, pentru că e o putere extraordinară, nici nu va mai fi pe pământ vreo forță, cum s-a întâmplat în cazul celorlalte fiare, că babilonenii au fost învinși de perși și așa mai departe. Aici nu mai există forță omenească pentru că e prea multă încorporare demonică pentru a mai putea fi oprit acea situație. Cum scrie în Evanghelie, și dacă Domnul n-ar scurta nimeni, n-ar scăpa, că diavolul ar vrea să distrugă tot. Mai scrie în versetul 8 că este numit nelejuit. Scrie cum va lucra, arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne, de puteri mincinoase. Observați ce capacitate de semne, puteri, minuni. Și acum ne ducem la descrierile din cartea prorocului Daniel, 7, 8 și 11. Tocmai la Arad facem un studiu din cartea Daniel. În capitolul 7 sunt prezentate cele patru fiare, Babilon, Medo-Persia, Macedonienii și Romani. Și scrie de la versetul 8, m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic, ăsta-i.
A ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse trei din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Observați această supremație pe care o pretinde. Citesc apoi de la versetul 20, că a fost atent prorocul asupra cornului acestuia care avea ochi și o gură care vorbea cu trufie și avea înfățișarea mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Deci, pornirea lui este împotriva lui Dumnezeu și a sfinților. Până când a venit cel îmbătrân de zi și a făcut dreptate sfinților, deși aici, ca să întâlnăcem, scrie că acest domnitor nu va fi, repet, înfrânt de alt domnitor și îți va sfârși mandatul prin venirea Domnului, prin intervenția cerului. Versetul 25. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Deci vom auzi cuvinte, teorii ce vor fi îngrozitor de hulitoare. Va supri pe sfinții celui preanalt. Se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și îi se spune termenul de stăpânire și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, trei ani și jumătate. Și din nou scrie că numai Dumnezeu îl poate opri. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Trecem în capitolul 8 pentru a-l observa din nou. Observați câte cuvinte sunt doar despre acel ultim domnitor, despre această ultimă formă de stăpânire mai mult demonică decât umană. Versetul 9. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic. Ce înseamnă asta? Mic și se face mai mare decât celelalte. Citim pentru câteva detalii. S-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit, spre țara cea minunată, s-a înălțat până la oștirea cerurilor, din nou atentat la dumnezeire. A doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare, s-a înălțat până la căpetenia oștirii, a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului cel sfânt. Oastea a fost pedepsit în pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în tot ce a început. Am auzit un sfânt vorbind cu un alt sfânt. Când se va împli vedenia despre desfințarea jertfei necurmate până și despre urșiunea pustirii, până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? După înțelegerea mea, așa cum vă spuneam, acest corn nu e îndreptat numai împotriva sfinților de pe pământ, ci împotriva dumnezeirii. Eu cred că încetarea jertfei de aici va reuși să, spun așa, pe înțeles, să închidă adunări, așa ca și în vremea aceea când s-a dat poruncă nimeni să nu se închine. Și îngerii, am putea spune că nu mai pot să ducă închinarea noastră de aici. Că noi suntem templul lui Dumnezeu. Vrea să suprime orice formă de închinare, să afecteze relația credincioșilor cu divinitatea, să zice împotriva divinității. Dacă vă plac calculele, aici scrie de 2300 de seri și dimineți. Asta nu-i tocmai 3 ani și jumătate. De aceea să nu ne legăm strict de 3 ani și jumătate, ca și cum dacă vedem de când se întronează, facem calculul și punem borna dincolo. Că 3 ani și jumătate poate fi ceva aproximativ și zilele astea să se adeverească. Dar lui Dumnezeu îi place să pună calculul în așa fel încât să nu observăm bine. Că doar e scris că despre ziua aceea nu știe nimeni. Atenție, versetul 23. La sfârșitul stăpânirii lor, a oamenilor, toate imperiile, toți împărații, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegirii, că e numit nelejuitul, adică va fi păcat cum n-a fost niciodată. Se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. Va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Deci va dărâma, era scris, 3 coarne înaintea lui, trece peste autoritatea țărilor, se impune,
va avea un succes extraordinar, că îi dă diavolul toată puterea și toți demonii din adânc sunt în slujba lui. Scrie în Daniel că fiecare împărat avea și demon pe lângă el. Știți de căpetenia Persiei, de căpetenia Grecii. Ei, anticristul va avea niște consilieri, niște demoni din aia de rang înalt care îl vor instrui, îi vor da forțe, nu pe consiliere uman și pe tehnologie se va baza în primul rând, ci pe această putere demonică extinsă. Din pricina propășirii lui și a izbutirii vehiculului, inima ei se va îngânfa. E demonicul, diavolul, îngânfarea, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți. Țări, popoare care vor avea pace, îi prea în stăpânire, se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit păr ajutorul unei mâini omenești. Iată din nou ce scrie în Tesaloniceni, că nu oamenii îl vor opri, ci Dumnezeu. Iar vedenia cu serile și diminețe care a fost vorba este adevărată, adică exact același număr, dar de când începe numărătoarea, eu nu știu. Trec în capitolul 11, la o altă descriere, de la versetul 36. E vorba tot de acel nelegiuit, ultimul domnitor. Împăratul va face ce va voi. Dragii mei, se vor schimba lucrurile cu o repeziciune neașteptată. În viitor vor apărea lucruri la care acum nici nu ne gândim. Asta rezultă din versetele ce citesc aici. Tot ce a fost până acum e joacă, e istorie. Împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii. Va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeu, nu doar ca și comuniștii, că nu există Dumnezeu. S-ar putea să spună că Satana este adevăratul Dumnezeu. L-am întrebat pe un frate care e pregătit. Am zis, ce zici dumneata, ce cred oamenii care pun la cale toate astea? Ce în sufletul lor? Și mi-a spus ceva și dau crezare. A spus, oamenii aceia sunt închinători ai Satanei. Ea lucrează pe față cu Satana. Numai poporul nu știe. Înclin să cred una ca asta. Va propăși până va trece mânia că și este hotărât se va împlini. Nu va ține seama nici Dumnezeu părinților săi. Tot ce a fost până acum e zero. Nici de dorința femeilor, tot ce ție de familie, de viață, de... Nici de dorință, cu un cuvânt, nu va ține seama de niciun Dumnezeu. Va fi ceva nou, ies demonii aceia cu ideile lor. Se va slăvi pe sine mai presus de toți. Și ca atare va pretinde închinare. Îi se va face acea icoană. În schimb, va cinsti pe Dumnezeu cetățuilor. Eu aici identific tehnologia vremii noastre. Cred că anticristul se va folosi din plin de inteligența artificială. Asta vorbind de la microcipuri până la sateliți. Acest Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi, că doar sunt lucruri noi, nu? Îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe, cu lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva lucrurilor întărite, va ajunge să aibă supremație peste armate, peste oameni, peste politică, peste economie. Cui îl va recunoaște, va da mare cinste. Îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplat. Va fi o restructurare a pământului. Și din nou ni se spune cum va sfârși. Versetul 45, își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit. Marea lumea, muntele cel slăvit, e poporul lui Dumnezeu, cum am citit dincolo, că se așează în templu. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor, slavă Domnului. Va scăpa nu doar cerul, va scăpa și pământul. Ne întoarcem puțin la Tesaloniceni pentru a reciti ce am amintit din versetul 4. Se va înălța mai presus tot ce se numește Dumnezeu, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dus drept Dumnezeu.
Dragii mei, eu știu ce părere aveți despre reconstrucția templului de la Ierusalim, nu mă amestec eu, e treaba evreilor, dar nu ne-ar deranja pe noi cu nimic dacă s-ar duce acolo. Că noi nu mai avem treabă cu temple și cu jertfe. Fi liniștiți dacă ar sta acolo. Dar spune Scriptura că templul lui Dumnezeu suntem noi și se va da drept Dumnezeu, vrea să oprească închinarea, cere închinare, anulează tot. Și de moment ce scrie că nu va ține seamă de niciun Dumnezeu, eu și din asta înțeleg că nu va fi nici ce aveau evreii în Vechiul Testament. E ceva absolut nou ce va instaura și va face. Omenirea noastră se îndreaptă, și asta cred că este unul din motive pentru care Dumnezeu e nevoit să intervină, în a face din om altceva decât este un om natural. Minunile, semnele acelea, inteligența artificială de care vorbeam, toate conduc la un sistem. Noi suntem, doar știm ce e la piață, dar nu știm ce este în laborator, unde se vrea ca mintea omului să fie totalmente răsucită. Oamenii se gândească totalmente altfel, să fie o combinație nu doar de umanism, cum erau comuniștii, că noi suntem aici și noi suntem Dumnezeu. Nu, nu, nu. Ceva ce ține de umanismul cosmic, o combinație să fie omul și Dumnezeu și om. Să aibă omul puteri sporite, să promită oamenilor îndumnezeirea, până când va veni Dumnezeu și va opri acest proces. Ce participanți mai sunt aici? Întrebarea mare este dacă vom fi și noi atunci acolo, nu? Hai să ne uităm în text. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, să vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa repede în mintea voastră de vreun duh, bine, vreo idee, vreo vorbă, o predică, o epistolă, o carte, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit, chiar nimeni să nu vă amăjească într-un chip. Căci nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Și în continuare scrie, voi aminti îndată, că se va lupta să amăgească pe cine? Dacă ar fi să amăgească numai pe evrei, ar fi doar o problemă a lor națională, dar acest stăpânitor este mondial și privește pe toată lumea. El nu vrea să răstoarne numai o țară, vrea să stăpânească întreg pământul și lupta lui este împotriva poporului Dumnezeu de peste tot. Și asta vă citesc din Apocalipsa 13. Versetul 7, i s-a dat să facă război cu sfinții, să-i biroiască. Și dacă ar fi vorba numai de evrei, am scăpat. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Ce vom face atunci? Că până atunci scrie în versetul 6 că e ceva ce îl oprește. Și vă citesc din Apocalipsa cum oprește Dumnezeu. Scrie în 7:1, după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului. Știți că fiarele ies din mare când bate vântul. Ele țineau să nu sufle și a fost un alt înger și a zis, nu vă temați pământul până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorului Dumnezeu nostru. Și am auzit numărul celor să se vă temați, pecetluiți. Știți cine a fost pecetluit aici? Evreii. Pentru că vă rog să fiți atenți la ce vă spun de acum, evreii trebuie să fie pecetluiți și ei, că doar și ei fac parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Și apoi se declanșează fenomenul acesta. Acum deschideți cu mine la Efeseni 2 și 3.
Scrie aici de la versetul 11. De aceea voi, arătate erați neamuri, e vorba de noi, fi vreun evreu pe aici, Dumnezeu să-l binecuvinteze, din naștere. Nu este ne tăiat împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur de mâna omului. Aduceți aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, înseamnă că acum le avem, nu? Străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos, voi care odinioară ați depărtat, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi, evreul și cel între neamuri, a făcut unul. A surpat zidul la mijlocul care despărțea în trupul lui, a înlăturat vrăjmășia între ei, legea. A expirat sistemul Vechiului Testament. A împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup. Și trupul acesta nu e numai trupul a doi, e trupul bisericii și Domnului capul, El mântuitorul trupului. Versetul 18, căci prin El și unii și alții avem intrat la Tatăl într-un duh, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Asta e lucrarea mântuirii prin biserică. 3 cu 3, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta pe care vă scrisem în puține cuvinte. Versetul 6, care e taina? Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi, iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea care slujitor am fost făcut eu. Deci, mântuirea a început cu evreii, în mod oficial în ziua cincizecimii. S-au mântuit 3.000, au ajuns la 5.000 și la un moment dat, știți, Pavel a zis, nu mai vreți, a scuturat praful, s-ați la neamuri și explică Pavel în roman, citesc îndată, că ei au căzut în împietrire. Romani, capitolul 11, versul 25, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singur înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel, că într-o împietrire, care va ținea, vă rog, rețineți, nu până la venirea Domnului și ei să fie mântuiți după aceea separat de noi, nu, va ținea numai până la va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit, dar să nu creadă cineva că și ultimul evreu, de pe unde o fi el, scrie în Daniel 12, cei scriși în carte, am citit Apocalipsa 7, 12, mii din fiecare seminție, 12 înseamnă nu un număr matematic de 12.000, ci înseamnă toți cei scris în carte, 12 ori 12, 144 sunt dimensiunile cetății în Apocalipsa 21. Apoi, Israelul va fi mântuit. În ce privește Evanghelia, sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru. Am intrat și noi pe făgăduința lor. Versetul 32. Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. Deci, mântuirea a început cu evrei, n-au mai vrut, s-a însubțiat numărul lor, a început să se deschidă ușa la neamuri, se încheie numărul la neamuri și veți vedea că nu mai vor. Și scrie în Apocalipsa în 9 și scrie în 16 că nu se mai pocăiesc. Și scrie în 15 că se închide templul. Și când se încheie de la neamuri, se deșteaptă ei. În ce condiții? Asta e altă idee. Și așa se face că toți un singur trup vom întâmpina venirea Domnului. Cu evrei începe, cu evrei se termină, dar ăștia toți sunt același trup. Că dacă noi suntem parte cu evrei același trup, de unde să mai scoatem că evrei sunt două trupuri? O parte din evrei mântuiți cu noi și o parte din evrei mântuiți separat, în altă formă și duși în rai altă dată. Noul Testament nu ne permite o astfel de interpretare după ce a făcut Domnul unirea asta. Mă întorc la textul din Tesaloniceni. E drept că bătălia, ultima serie de mântuiți de la ei și bătălia mare va fi la ei, dar îi privește și pe cei dintre neamuri care sunt încă în viață. Ei, în acest context, că din lume, dintre neamuri, nu mai vin oameni la mântuire.
Că evreii se întorc la Domnul, cred eu, în condiții nu ușoare. Dacă citim ce scrie în Zaharia, jumătate din cetate va fi prăbușită, vor merge în robie și nu se întorc evreii la Domnul de voie bună. În condițiile acestea, când forța asta demonică ce s-a așezat pe pământ, unită cu lumea văzduhului, vrea să stăpânească tot. Se va întâmpla ce scrie aici, recitez versetul 9, minuni, semne, puteri mincinoase și toate amăzirile nelegirii. Și aici la amăzirile nelegirii cred că intră Hristos mincinoși, învățători mincinoși, proroși mincinoși. Am auzit nu de mult o descoperire printr-un proroc bătrân, spunea Duhul Sfânt, că vor fi îngăduite duhuri de prorocie specializate în a conduce poporul pe direcția fiarei. Și am insistat, am întrebat, nu cumva duhuri din astea așa de prorocit la nimereală? Nu. Duhuri cu direcție foarte clară în a sluji acestor planuri demonice. În Apocalipsa, capitolul 13, scrie din nou, pentru că unii dintre noi ne gândim când e vorba de fiară, de anticrist, depinde ce față o priviți, în fond de aceeași lucrare complexă, la persecuție. Da, în final va fi persecuție, dar iată ce va fi înaintea persecuției. 13:13, săvârșea semne mari, asta nu-i persecuție. Până acolo că făcea chiar se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului. Ce am citit în Tesaloniceni, toate amăgirile. Dar cum spunea fratele, și m-am bucurat de ideea aceea, totul e pe bază de păcat. E vorba de semne, versul 15, i s-a dat putere să dea suflare icoane fiare. Vor fi lucruri supranaturale, dragii mei. Fenomene poate cosmice. Va fi greu de descifrat ce-i tehnologie sau ocultism. Va fi și. Și oamenii vor fi, scrie aici versetul 4, și-au început să închine fiarei. Sau versetul 3, partea finală, și tot pământul se mira. Nu scrie că era terorizat întâi, se mira. Cum am citit din Daniel, va face izbutiri de necrezut. Unii vor propăși economic, vor primi anumite funcții. Și în final, versetul 15, va face să fie omorât tot ce se nu se vreau închina icoanei fiare. Gândiți-vă la Babilon. Întâi a venit prosperitate. Babilonul a fost capul de aur. Cine a fost chemat la sfințirea chipului? Toți conducătorii, regional, local, stăpânitor, poliție, armată, și ne imaginăm ce este acum. Dar li s-a cerut închinare. Au rămas doar cei trei, cum știți. Și apoi, la urmă, a fost sculptorul. Până la cuptor au fost izbutiri de necrezut ale haldeilor, scrie prorocul că le-a înființat asirian o țară, că ei nu erau un mare popor, au primit funcții. Este o reeditare la scară mondială. Muzica, cu siguranță acolo a fost și mâncare, nu, vă vedeți cu pachetelul de acasă. Și în final, focul, cine nu vrea să se închine. Va face ca toți să primească un semn pe mâna dreaptă, pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde. Deci iată cum, scrie și în Apocalipsa 18, dar nu ne putem extinde, o afectare a domeniului religios va intra în templu și va fi, cum zice în Fapte 8, când Samaria vedeau miracole ce se făceau prin Simon Magul, aceasta e puterea lui Dumnezeu. Se va uni creștinismul cu mahomedanismul, vor găsi formule. Supranaturalul, cum spuneam, tehnică, ocultism, realizări deosebite, descoperiri științifice deosebite, tehnologie fără precedent. Oamenii aproape că, știți, taina fără de lege a început să lucreze. Internetul are un efect extraordinar asupra minții oamenilor. Dacă le-aș spune la tineri,
faceți abstracție o săptămână și nu intrați pe internet. Să vezi ce neliniște ar veni peste voi. Dar acum hai să spunem că internetul e așa, cât de cât le mai separăm noi pe aici pe acolo. Deși nu toți reușesc să nu se murdărească. Dar lucrurile astea se vor amplifica. De exemplu, se spune, sunt supoziții, astea nu spun din Biblie, că prin sateliți vor încerca toată lumea să aibă la dispoziție tehnologie. Totul să se facă numai digital. Capacități deosebite pentru omenire, am spus. Vor fi lucruri noi, lucruri puternice la nivel de duh. Asta e problema. Știți că sunt unele curente carismatice extreme care cad oamenii pe spate. Dar unii cad așa că le place și așa e spectacolul, știi, cum se închină asiaticii, ăștia se închină încoace, se închină încolo. Dar mi-a povestit unul, a zis, băi, eu am fost la astfel de întâlnire și a zis, nu mă, acolo la grămadă, că mi-a povestit unul că el a vrut să stea în picioare, dar era patru rând înaintea lui și când s-a răsturnat pe el, s-a turtit și el. Ăsta s-a spus că stă așa deoparte, separat pe culoar, ca să arate că el are sprijin pe două picioare. Și cel ce conducea acțiunea asta, și atunci când l-a făcut așa cu mâna spre el de la câțiva metri, a zis, băi, a căzut și asta. Dar știu alte situații și nu una, oameni cunoscuți, care nu s-a clintit. Diferența nu era fizică în a-l împinge sau a nu-l împinge, ci la nivel de duh. Pentru că aici, în fond, este tot secretul. Nu putem noi să oprim aceste evenimente. Eram la o părtășie cu niște frați slujitori și a zis, să ne rugăm să mai rămână trab la conducere, să fie la noi oameni evlavioși. Și am spus, voi ce vreți să amânați începerea împărăției Dumnezeu sau ce v-a spus în plan? Astea sunt rânduite cu seri și dimineți și când se ia din cale, când îngerii ăștia buni se retrag și intră pe rol cei răi. Păi știți că i-a spus îngerului Daniel, m-am 3 săptămâni mi-au stat împotrivă. Sunt forțe spirituale aici. Aici nu va fi vorba de politică numai. De putere economică și de bombe atomice. Sau de o economie puternică, de o criză. Nu, aici. Ocultul va invada umanul și va fi ceva fără precedent. Se va ridica împotriva Dumnezeu, va spune, cum am citit despre Dumnezeu, ce nu s-a spus vreodată. În textul nostru din Tesaloniceni este scris să ne așteptăm la așa ceva, pentru că este un atac demonic împotriva întregului pământ și Duhul Sfânt ne înștiințează, cum zice Pavel. Am auzit înștiințări de ani și ani și iată că lucrurile merg într-acolo, că Domnul pe unul îi pregătește, îi ia și ce-a fost până acum n-au plecat mulți. Cu tot coronavirusul acesta nu sunt mulți morți. De acum se vor îngroșa rândurile celor ce pleacă. Chiar recent am auzit descoperire. Vor pleca mulți. Rugați-vă să fie pregătiți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim gata. Eu anul trecut, într-o noapte, mai am așa câte o științare, aud câte o voce de sar din somn. Va veni vremea și în acord cu Scriptura. Când veți numi fericiți pe cei ce au plecat. Dar Domnul știe care pleacă, care rămâne. Scrie aici în Tesaloniceni, de la versetul 10. De toate amăgirile nelegiuirii, așa cum spuneam, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, expresia asta are Pavel și în Corinteni, spune de nebunia prodirii cruci și de unii pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu îi trimite o lucrare de răzire care să creadă o minciună, pentru că n-au crezut adevărul. Crezut adevărul. Citesc mai departe, versetul 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna Dumnezeu pentru voi, că voi de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, calea mântuirii și calea pierzării. Dar cum ne-a ales Dumnezeu? Eu nu cred cineva că El e ales și bătut în cuie mântuirea Lui. Am fost recent, fac o mică paranteză, în comuna mea natală și așa am avut un îndemn puternic să le predic la cei de acolo.
temerile apostolului Pavel. Și de ce se temea apostolul? Se temea și de el. Scrie Tesaloniceni, măi, m-am temut de voi și am trimis pe Timotei. La alții spune, și de voi m-am temut. Și m-am uitat așa la ei, că doar îi cunosc, că de ai mei acolo. Mă zic, știi de cine nu mai mă tem? Din scumpa mea soție, de aia nu mai mă tem, că cade. Dar de mine mă tem. Dacă Pavel s-a temut, ce eu să... geamăn cu Petru înainte de pocăință? Spun că cu mine nu-i problemă. Am văzut acolo două fete, așa, aveau câțiva ani, spre 30, cântaseră. Mă zic, de voi două mă tem, da, dacă treceți 30 de ani și nu uiți un băiat la voi, mă tem, da, dacă vă duceți în lume. Am stat acolo pe unul venit din lume, neam de neamul ne-a fost pocăit. Mă, și de tine mă tem, că am auzit că mai slăbit puțin. Vei rămâne? M-am uitat la părinții mei care erau acolo în sală. Măi, și lor le por grijă la 86 de ani, măi, rămân credincioși sau fac vreo gafă la sfârșit, măi. Acum, venind în coace, am ascultat o predică a fratelui Vrumbrand, spunea de unul din Rusia că a făcut 24 de ani de închisoare. L-a eliberat și apoi i s-a spus cum va fi torturat din nou, probabil se gândea la tot prin ce a trecut și a devenit trădător, măi. 24 de ani de închisoare în Rusia, acolo, nu e închisoare la Aiut sau la Arad, noi. Ne temem. Deci, ca să nu ne temem, să fim siguri, scrie aici, Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, dar cum? În sfințirea Duhului și credința adevărului. De fapt, totul se rezumă la a crede adevărul sau a crede minciuna. Recent am scris un articol cu titlul acesta Adevărurile Domnului sau minciunile satanei. A venit Domnul în Eden și a spus adevărul. Aici puteți mâncați tot, aici nu-i voie, dacă mâncați, gata cu voi. Vine diavolul și zice, mă, chiar așa. Nu-i sigur, o zis Eva, nici în zonă să nu te duci. Știi, o fi căzut vreun frunc de acolo, să nu te apropii. Mai din pomii, de pe jos, nu? Hotărât număr. Băi, ciudat e diavolul ăsta. Deci, a lui Dumnezeu le pune la îndoială, a lui le avansează întâi ca și probabilități, dar apoi vrea să le bată în cuie. Ce spun eu, e hotărât. Și atunci diavolul a zis numai că oare voie să nu mâncați? Acum, te mir, dacă acum ar fi fost Adam și Eva aici, a fi zis că te Adam, oare tu ești sau e Eva să fie Adam? Acum tot i-a dat peste cap, nu? Când întâi a fost numai LG, păi a apărut BT, Q+, nu știu unde fi capătul. Că totul se răstălmăcește. Crezi adevărul sau vei fi surprins de minciună? Mare problemă. Sunt întristat și nu știu cum privește Domnul când văd că păcat după păcat este acceptat. Pare să v-am spus, revin pe scurt, citeam în cartea fratului Șoane Cherecheș, prin anul 1955, s-a dus la Avramean cu județul Alba pentru primul botez după ce a fost pus în slujbă, cu fratele Ilie Ghirișan. Se roagă și Domnul le descoperă că 8 haine albe sunt lăsate pentru botez. Candidați la Avrameancu, la Târsa, unde era biserica, 11. Îi examinează și rezultă clar din discuțiile cu călăuzirea ce aveau, băi, voi trei, trebuie să vă așteptați, să vă pocăiți. Când ajung pe malul Arieșului, 9 în haine albe, și spunea unul, băi, nu ți-am spus că tu nu ești pentru asta? Și interesant, scrie în carte, de ce? I-au spus frații că nu-i pregătit. L-au întrebat dacă este... dacă are înțelegerea că o familie trebuie să lase copiii să vină în mod natural. Și a spus, da, de unde? Asta cum vrea fiecare. Și nu l-au botezat. Și Duhul Sfânt a spus înainte că nu e pentru botez. Eu am citit asta și n-a trecut 2 săptămâni și vine un prezbiter la noi și spune, băi, am fost la o biserică și m-am șocat când la urmă păstorul a zis către miri, cum nu vă apucați și voi cum vă căsătoriți să nașteți copii, puțin să vă bucurați de viață. Și am auzit asta nu doar într-un loc. Și a zis, măi, atunci nu-l boteza pe cine nu credea în asta. Acum te faci și păstor.
Eu nu spun că frații care l-au făcut păstor poate ori știut. Poate nu au discutat asta, nu au cercetat, nu știu. Dar iată cum păcat cu păcat este acceptat în biserică. Vorbeam recent cu cineva, n-au fost haine cât acum, de când e lumea, așa-i? Dar nici nu a umblat lumea mai goală ca acum, de când e lumea. Dreptul e? Păi paradox, măi. Haine cu un leu pe toate gardurile și gratis. Și totuși lumea umblă goală. Și de aici sunt multe păcate. N-a avut diavolul arme ca și tehnologia vremii noastre niciodată. Și toate astea vin ca un bombardament la nivelul minții și până la urmă te fac să le crezi. Știi de ce? Că ceva din toată gama asta îți place și ție. 2 Timotei 4. Își vor da învățători după poftele lor. Și cu astfel de predicator se merge drept în brațele acestui nelegiuit. Doamne, fie-ți milă de noi! Prețuiți slujitorii și predicatorii care vă îndeamnă la pocăință. Și să știți, eu sunt încredințat de asta, am văzut pe teren. Dacă cineva a căzut, chiar și în cel mai grav păcat, eu cred că Dumnezeu îl poate salva. M-a sunat un suflet, nici nu spun, bărbat sau femeie. Și a căzut într-o ispită, într-un păcat. Dar nu era de mult venit la credință. S-a prăbușit, i-a părut rău. Și m-am mirat și îmi povestea plângând și mi-a povestit ce a plâns. Că citind Biblia, a fost îndemnat, citește de acolo, dar nu știa ce scrie acolo, auzi. Dar era sinceră persoana asta. Și l-a îndemnat Domnul să citească exact din locul unde spune de iertare, de îndurare. Și o să veni peste mine o cercetare și mă simt liber. Și am văzut nu un caz din ăsta. Vom asista la paradoxuri. Câte unul zice că e pocăit, că nu-și dă ramă pe față așa că să nu se afle. Dar el are ceva ascuns. Cine știu de Iuda ce are în cap și în traistă? Nu știu nimeni. Și nici Domnul n-a descoperit. Dar s-a dus într-acolo. Deci știi câte unul care cade așa, cum zice în Galateni, așa, dintr-o dată, câte unul poate să cadă mai grav. Iacov 5 cu 19 și 20, dacă s-a rătăcit vreunul de la voi, scrie acolo că dacă îl întorci se acoperă o sumedenie de păcate. Dar toată problema este să creadă adevărul, să vrea sfințirea, să dorească să se pocăiască, să fie cu inima curată. Recitesc aceste versete de căpătâi. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și aici mai este un aspect, nu doar în a crede adevărul sau în a crede minciuna, dragostea adevărului, din coace scrie că au găsit plăcere în nelegiuire. Adică ce iubești? La urmă, este o atașare, este o lucrare spirituală. Te atașezi de Domnul, iubești lucrurile sfinte, vei avea parte de ele, te magnetizezi într-acolo. Găsești plăcere în nelegiuire, te atrage, te duci într-acolo și dacă te duci mai frânat, mai trebuie să facă diavolul o investiție să te înșele. De aceea să ne ferim de tot ceea ce este păcătos și să ținem foarte mult la sfințire, la adevăr, la a fi curați. Doamne, fie-ți milă! Tineri dragi, dacă este vreun păcat în viața voastră, frați, surori, ca familiști, nu lăsați lucrurile acoperite. Ferici de cel cu fără deja iertată și cu păcatul acoperit, dar nu de el. Ci câtă vreme am tăcut, eram. Dar ți-am mărturisit păcatul. Cel în Duhul care nu este viclenie. Și David zice, Doamne, împotriva Ta eu am păcătuit. Și în felul acesta Dumnezeu s-a îndurat de el. Saul a păcătuit mult mai grav. Dar n-a vrut să se pocăiască. N-a vrut să recunoască și a mascat ura față de David. Mândria l-a dus în rătăcire și a ajuns în plasa diavolului fără să mai poată fi salvat, pe când David cu un preț
că Dumnezeu este sfânt, a fost salvat. Mă opresc aici, reamintindu-vă pe scurt și apoi închin cu ultimele versete din acest capitol. Deci, la sfârșitul acestui veac, cum zice Daniel, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Va face ce nu a fost făcut, diavolului va da toată stăpânirea și nu va exista altă soluție decât să vină Domnul Iisus din cer, căci cum scrie în Apocalipsa 14, lucrurile sunt alese, secerișul e copt, oamenii sunt duși, ori înspre adevăr, ori înspre minciună. Ori le este drag de Domnul și de lucrurile sfinte, ori vor găsi plăceri, cum zice 2 Timotei 3, în vremea din urmă, oamenii vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și mă uimește, fac din nou o scurtă paranteză, nu doar la tineri, câtă pasiune pentru plăceri. Părerea mea că este o seducție la nivel de minte, atât prin tehnologie, cât și la nivel de duh. Au mai fost în antichitate diferite jocuri, distracții, dar nu cât acum. Divertisment, filme, fel și fel de activități, toate, muzică, lucruri hazlii, curiozități, toate acestea ca să-i ducă pe oameni într-acolo, încât să le dea o anumită plăcere lumească, păcătoasă. Sfinții vor fi ținta, pentru că aici pe pământ este frontul ultimei bătălii din cosmos. Numai Dumnezeu va putea să mai intervină atunci să ne scape. Omenește nu se va mai putea face ceva, nu mai va exista leși să se poată împotrivi acestui stăpânitor. Diavolul își va disloca toate forțele în sprijinul său, dar va veni Domnul și va face dreptate sfinților și va inaugura împărăția lui Dumnezeu. Și scrie aici în final, versetul 14, iată la ce v-a chemat El. De ce să acceptăm chemările și provocările lumii? La ce să ne cheme? La 3 ani și jumătate de glorie? Poate nici atâta, dacă numărăm serile și diminețile acelea. Să căpăta slava Domnului nostru Iisus Hristos, că vine cu slavă atunci. Ce izbire va fi? Că acel domnitor va pretinde slavă fără precedent și va da slavă la cine îl votează, nu? Dar dintr-o dată va păli toată această slavă și se va arata adevărata slavă. Cum spune și în Coloseni, și când se va arăta Hristos, veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Așadar, versetul 15, fraților, rămâneți tari, țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Țineți de adevărurile acestea, nu cedați la ele. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mânghiere veșnică și o bună nădejde, că în vremurile alea e nevoie de așa ceva, să vă mângăie inimile. Și mare orare e scris aici în final. Și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Cum zice în Luca 21, să rămâneți în picioare în ziua aceea, după ce veți fi biruit totul. Doamne ajută-ne. Amin.